Da, bună ziua, bună ziua. Eu știu, odată la un Crăciun, domnule, hai să, eu știu de unde eram. Eu zic că a stat de vorbă și cred că a stat cu toți ore întregi. Și să vă spun de ce. Așa. Am o declarație a dumneavoastră. Ia spune-te. Din 19 martie 2008. Acum vreun an și ceva de zi. Așa. Făcută la GSPTV, am găsit-o azi. Ia zice. Ziceți așa în declarație. De un an de zile arbitrii din România sunt incoruptibili. Nu mai pun botul la nimic pentru că le este frică, știind că sunt urmăriți. De unde știați dumneavoastră că ăștia sunt incoruptibili și că nu mai pun botul la nimic? Cum le-ați dat certificatul ăsta? Ce cu ăsta anul? Acum sunt convins de această chestie, fără să răspund și fără să vorbesc cu un arbitru. Dumne, rețineți, eu când vin aici la dumneavoastră, eu nu vin să mint. Pentru că această minciună iese imediat în evidență. Mâine se găsește un arbitru să spună cu mine a stat de vorbă. Mi-a zis ce faci neacu tare. Nici atât. Când îl vedeam, îl oculeam. Domnule, încă o dată. Dar de ce le dădeați cecul ăsta în alb? Care aici, spunând că sunt incoruptibili. Și acum cred. Arbitrii din România sunt incoruptibili. Faptele ne contrazic. Domnule, stai un picuț. Deocamdată. Domnule, stai un picuț. Dumneavoastră să nu credeți că ce ia procuratura este adevărat. Eu am pățit asta. Pe mine m-au luat procuratura, m-a ținut 7 luni de zile și după aia se rugau de mine să-i iert, să nu-i dau în judecată, să nu intre în pușcărie. Domn președinte, dați-mi voie să fiu sceptic. Vă dau voie. DNA-ul vine și anchetează un caz fără să aibă ceva la bază? Domnule, astăzi mi-e am fost la primul procuror să mă duc la Gigi Becali și un avocat bătrân mi-a spus în felul următor. Mi-a spus, domne, în ce țară trăim, cum sunt eu, gură bogată, așa. Și am zis, domnul, dragul meu, dar nu trebuie să fii vinovat ca să te curăți acum, să te desfințeze. Păi de ce? Deranjezi pe cineva, te ia 24 de ore, te compromite în 24 de ore 50% și după aceea îți mai dă 29 de zile și te compromite deloc. Iar instanța te găsește nevinovat. Te-a distrus și pe tine și pe familie. Cum l-a distrus pe ăla, i-a murit tatăl. Nu știm dacă e vinovat. Adică dumneavoastră, e foarte important ce spune acum domnul Dragomir, următoarea chestiune. Dumneavoastră susțineți în continuare că arbitrii din fotbalul românesc sunt, cum spuneați în urmă cu un an de zile, incoruptibili și că nu mai pun botul la nimic? Astăzi a spune așa. Așa. Că nu există pădure fără uscături și s-ar putea eu să nu fi fost informat 100%. Dacă există asemenea cazuri, vor suporta consecințele legii, domnul Turcescu. Dar despre acest... Eu nu sunt, stați un picuț. Eu și Mircea Sandu nu suntem organe de cercetare penală. Și nu suntem puși acolo ca să cercetăm greșelile arbitrilor, mai ales eu. Care eram de la Ligă, n-am nicio tangență. Domn președinte, ați fost conducător de club. Pe vremurile alea se făceau poate mai multe decât să fac după. Nu, este o iluzie falsă. Sunt legende. Legende, și eu spun la fel. Bun, unele s-au dovedit, altele nu s-au dovedit și nu, poate legende. Că nu se vor dovedi niciodată. Ați băga mâna în foc acum, așa cum a spus, că nu există un arbitru și vorbesc de Liga 1 și nu mă duc la eșalonele 2 pentru că ne ia durerea de cap 2 și 3. Acum n-aș mai băga mâna în foc. Acum spun această frază, că nu există pădure fără uscături, iar cine greșește să suporte consecințele legii. Dom'le, nu credeam pentru nimic în lume, pe Nescu ăsta care striga cel mai tare. Cu hoții, că-l fură. Dom'le, nu credeam, iertați-mă. Dar ce de Gheorghe Constantin credeați? De Gheorghe Constantin, nu credeam dacă m-a pușcat cineva. Ăsta și de umbra lui era frică. Nu l-a sprijinit noastră să ajungă acolo la ce? Dom'le, eu am fost comisia centrală a arbitrilor. Vasile Avram, dar știe toată lumea. Vasile Avram s-a supărat, m-am dus după el, dar asta sunt, se poate verifica, m-am dus după el să-l conving să vină înapoi să fie el în locul, nu știu, nu mai țin minte, în locul cui. Vasile Avram s-a supărat că nu știu ce Dumnezeu nu i-a făcut. Eu cu Vasile Avram am fost, dar am avut o impresie și am o impresie bună, foarte bună chiar despre Gheorghe Constantin. Vă spun de acum. Stați, așa șpăgar cum era... Stați, domnule, că nu se știe dacă e șpăgar. Stați, domnule, puțin să vedem. Se vorbește de un transfer de bani din contul lui Pănescu, în contul lui Constantin. Stați, să vedem, dacă are vreun contract pe ceva. Pe ce? Înseamnă că sunt bolnav mental dacă din cont îi dau bani fără nimic. Înseamnă că... Și dacă are un contract, nu știu... Exact. De ce n-are voie? De ce n-are voie? Dați-mi, e un conflict de interese. Unui președinte de arbitrii... Adică cum? Eu n-am voie să cumpăr, de exemplu, stați, cine are? Zahăr de la Penescu? Băi, oameni buni, pe ce lume trăiți, bă? Suntem, ne întoarcem la Stalin? Ce aveți voi? Haideți să vedem întâi. Zahărul ăla de 900 de grame la kilogram? Nu știu de care, 900, sunteți răutăcioși. Sau ești răutăcios. Nu poți să spui asta, că deocamdată dacă l-a prins, îl judecă pentru aia. Dar și Penescu cred că a supărat pe cineva, că nu l-a luat numai pentru arbitraj. L-a luat și pentru ăla, dacă ți-amintești. Din ce am citit și eu. OPC-ul și așa mai departe. Hai, domnule, să nu... Domnule, cei care sunt vinovați,
încă o dată, să plătească. Domnul Dragomir, stați puțin, dumneavoastră, din poziția aceasta de președinte a Ligii Profesioniste de Fotbal, v-am auzit de câteva ori, eu nefiind un specialist în zona asta, v-am auzit însă de câteva ori spunând despre arbitrajele din România că nu sunt în regulă, că nu vi se par corecte, de-a lungul anilor, să spunem. Da, și am spus și că s-au îmbunătățit. De exemplu, o spun cu toată răspunderea, că în ultimul an e cel mai bun an al arbitrajului românesc din ultimii 20 de ani. O spun cu toată răspunderea, rețineți. Ăsta ultimul an în care s-au făcut aranjamentele, acest ultimul an, sunt cele mai puține greșeli. E o analiză făcută în Comitetul Federal, să știți, nu făcută de mine. Nu înseamnă că trebuie să am neapărat încredere. Personal, e o părere personală, poate că nu cea mai avizată, pe vremea lui Crăciunescu am avut un sezon mai bun decât acesta sau cel trecut. Domnule, sunteți de acord? Da. Nu știu dacă chiar, poate v-ați hazardat spunând că în ultimii 20 de ani. Am fost și sunt unul din cei care l-am susținut pe Crăciunescu. Știu asta, după cum știți. Tocmai de-aia v-am amintit că a fost o perioadă bună. Sunt unul din cei care am spus să nu se ducă comisii la federație. De acord. Pentru că aceste comisii e greu să le stăpânească cineva. Eu le-am avut 10 ani și n-am avut niciun caz. În 10 ani. Da, când era, stați puțin, să ne facem o paranteză aici. Când erau comisiile, inclusiv această comisie centrală a arbitrilor, pe care... N-a fost niciodată la Ligă, comisia centrală a arbitrilor. Este autonomă când erau, în cadrul federației. Când erau comisiile să fie autonomă, da? Nu da. Cum îi țineați sub control pe ăștia? Adică ce metodă aplicați dumneavoastră să spunem... Numai frica. Cine greșea, îl schimbam. Îl rădăm. Asta a fost. Și frica. Ce, ăștia de la Federația Română de Fotbal ce au făcut acum? Nu știu, n-aș vrea să comentez, dar de când au luat... Păi de ce nu vreți să comentați, domnul Dragomir? E important n-aș vrea să comentez, dar comentez, nu vedeți? Păi comentați, așa. Așa, de când au luat comisiile, nu mai nenoroci. Da, de ce? Din cauza greșelilor, lipsei de experiență, răutăților, au fost conducători care au vorbit mai mult decât trebuie și a trebuit să le arate pisica. Răzbunându-se pe ei, vedeți, eu am avut conflicte cu Copos, cu ăsta, dar niciodată nu am făcut rău echipelor și de asta am și rezistat ani de zile în mișcarea fotbalistică. Nu m-am implicat în nimic niciodată. La mine n-avea niciun conducător să-i dau un ajutor cu ceva. De când sunt președinte la Ligă, nu asta, de când sunt președinte, niciunul, nici cei mai buni prieteni ai mei. Pentru că dacă îmi spunea, ziceam da și făceam nu. Experiența pe care am avut-o în decursul vieții. Mă întorc la experiență. Mircea Sandu este un om experimentat. Foarte experimentat. Deci presupun că el este exclus din această culpă, cu ghilimele de rigoare, vis-a-vis de lipsa de experiență. După părerea mea, Mircea Sandu a dat delegare de competență. Prima dată domnului Lupescu să se ocupe de arbitrii anul trecut, dacă vă amintiți. Da, el a fost cel care făcea delegările. Care făcea războiul dumneavoastră cu care Lupescu. Care făcea delegările. Nu, să știți că eu nu l-am acuz pe Lupescu, dar din contră spun acum că Lupescu n-ar trebui să fie schimbat, pentru că a învățat ceva meserie. Ei au vrut să pună mâna pe putere, într-adevăr, nu în comisii, de făcând, punându-și observatorii lor la arbitrii și așa mai departe. Dar acum au învățat meserie. Și pe banii federației și este greu să-l dai afară pe Lupescu după ce a învățat meserie. Vedeți? Eu nu am răutăți. Aș putea acum să acuz cu gura până la urechi. Dar eu sunt un om drept. Eu pot să spun că Lupescu a învățat nu meserie 100%, că asta nu se învață în 2 ani de zile. A căpătat ceva experiență și este greu să-l schimbe acum. Acum ar trebui susținut. Să înțeleg că după... Bun, să revenim puțin la chestiunea asta cu arestările, vă rog. Să înțeleg că după ce ați încercat să-l vizitați pe Gigi Becali, pentru că președintele este patronul echipei ăsta, și mâine. O să încercați să-l vizitați și pe Penescu. Da. Cu toate că... Faceți un turneu, cred că în următoarea perioadă, dacă mai saltă încă unul de pe nu știu unde... Dar dumneavoastră nu credeți că este normal acest lucru? Habar n-am, domnule Dragomir. Pentru că s-ar putea ca aceste echipe să dispară. Nu se găsesc alt fraieri finanțatori. Vă spun acum și o să vedeți că am dreptate. De ce regretați pe Becali? Că spuneți la un moment dat, am o declarație a dumneavoastră care spuneați că din cauza lui Becali fotbalul românesc a ajuns așa cum a ajuns. Domnule, datorită gurii lui Becali, nu ceea ce a făcut Becali. Becali a băgat peste 30 de milioane banii lui în echipă. Cine îi dă vreodată banii lui Becali? Că pe echipă nu ia 10 milioane acum. Păi de ce spuneați la un moment dat? Tot eu v-am auzit la un miez de noapte, da, strigând pe o poză televiziune, chestiunea asta cu Becali și mai spunea și că a furat steaua acum, Opriți-vă puțin să vă spun acum. Vă rog. Până mor spun că tot ce se întâmplă în fotbalul românesc se întâmplă din cauza gurii lui Gigi Becali. Dar Gigi Becali trebuie să luăm și partea plină a paharului. A făcut și foarte multe lucruri bune. Dar a jignit pe toată lumea, inclusiv pe mine, dar trebuia judecat pentru jignirile făcute, nu pentru anapoda.